ținem unii pe alții. Îi mulțumesc domnului Dan Puri că este aici, un mărturisitor care este adeseori hulit pentru cuvântul său de iubitor de țară, de neam și de credință. Vă rog să veniți aici, să vă dau microfonul, că știu că aveți ce să spuneți, că se cuvine să vorbiți în biserică. Ați fost la toate locurile unde românii și-au dat viața lor ca martiri. Ați fost binecuvântat de ctitorul moral al acestei mănăstiri, de părintele Iustin Pârvu. Eu sunt cu domnul Dan Puric și cu mătru că am botezat împreună un copil care acum arată că este plin de daruri. De la 10 ani cântă perfect la pian, este compozitor, apare cu compozițiile lui, nu vrea să lipsească niciodată de la biserică, nu vrea să calce o zi de post. Iată ce roade frumoase avem cu metre, actor Dan Puric și mă bucur că împreună am nășit un copil dintr-o familie atât de credincioasă, iar el îi întrece în credință pe părinții și bunicii săi. Vă rog să ne vorbiți despre credință, despre neam, despre țară și despre modul în care trebuie să ne purtăm acum în aceste vremuri de confuzie. Să rămână în al preasfinția voastră, Părinte Stareț Iustin, preacucernici părinți, dragi credincioși,